După 2 ani cu restricții de navigație, bricul Mircea, navașcoala Marinei Militare a României, a plecat astăzi din portul Constanța într-un marș de instrucție de 54 de zile în Marea Mediterană. Nava modernizată și în echipaj foarte bine instruit pe timp de timp cu succes această misiune deosebit de onorantă și de provocatoare. La bordul velierului se vor instrui 94 de elevi din anul întâi de la Școala de Maestri Militare a Forțelor Navale Amiral Ioan Murgescu, care vor parcurge aproximativ 4.000 de mile marine. Locul în care își vor desfășura activitatea studenții este cazarma 3. Aici vor dormi în hamace, vor mânca și vor învăța împreună. Va fi o experiență unică. Nu este greu. Fii tratați egal. Exact, corect. Cred foarte mult în principiul ăsta și așteptăm cele 54 de zile să treacă să vedem cât de bărbați. Șeful statului major al Forțelor Navale a plecat în misiune chiar de ziua lui. Voi face această misiune cu succes și sunt sigur că vom reuși să învățăm pe elevi, să le însușim calități cu adevărat marinărești și vor învăța cu siguranță multe lucruri noi. Pe parcursul voiajului sunt planificate escale în 5 porturi europene din Grecia, Franța, Spania, Italia și Turcia. La mijlocul lunii aprilie, bricul va participa la 2 festivaluri maritime, iar echipajul va petrece Paștele alături de cea mai mare comunitate de români din Spania, la Castellón. Sperăm ca nava școală să facă o figură bună în porturile în care vom merge, în Suda, Creta, Set, Franța, acolo unde vom avea un festival maritim, unde suntem invitați speciali. Urmează portul Castellón, Spania, acolo unde iarăși va fi un festival maritim, iar întoarcerea vor fi prin porturile Napoli, Italia și Istanbul, Turcia. Sper să le însuflu din dragostea și pasiunea pe care o am pentru Marina Militară, pentru Nava Școală Mircea, ca la finalul acestui 54 de zile de instrucție militare să fie niște militari de săvârșiți. În cei 80 de ani de activitate, pe bricul Mircea s-au instruit 70 de generații de marinari, iar nava a aruncat ancora în 120 de porturi din lume.